La sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Călăraș a avut loc la finele săptămânii trecute lansarea proiectului Promovăm, Plantăm, Salvăm, implementat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călăraș. Proiectul este finanțat de ANST prin Direcția Județeană de Sport și Tineret. Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea colectării selective a deșeurilor, stimularea inovării în ceea ce privește reciclarea și limitarea utilizării depozitării deșeurilor. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de lansare a proiectului Promovăm, Plantăm, Salvăm. Proiect care a pornit din dorința noastră de a face un bine mediului aici la nivelul orașului, comunității noastre. Partenerii implicați în acest proiect sunt Primăria Municipiului Călăraș, reprezentată aici de domnul primar Marius Dulce Grigore, căruia și mulțumim pentru că ne sprijină și este alături de noi în această, cum să spun eu, provocare de a face niște lucruri frumoase pentru mediul călărășan. Alături de dumnealui se află din partea primăriei Doinița Cășaru, care este și liderul voluntarilor în acest proiect, domnul Marius Antochi, care este un nou voluntar și un lider de voluntari în asociația pe care abia am revitalizat-o, Costi Ioniță, cel căruia îi mulțumesc pe această cale că ne-a făcut acest panou foarte frumos și care face parte din Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos, doamna directora Agenției pentru Protecția Mediului, partener în acest proiect și ne găzduiește evenimentul de astăzi, domnul director al Direcției pentru Sport și Tineret, cu ajutorul căruia sau cu ajutorul Direcției pentru Tineret și Sport putem să derulăm acest proiect, este finanțatorul proiectului. Mulțumesc elevelor care vor și și-au exprimat dorința de a fi voluntari în acest proiect. Domnul Ionuț Groapă, un vechi militant pentru mediu, îl cunoaște toată lumea și fost director al Agenției pentru Protecția Mediului și face parte din asociația noastră, deci este membru fondator. Colega mea, Georgiana Panait, cu care o să am următorul proiect și care a venit astăzi să ne susțină, și domnii de la presă care vor să ne promoveze proiectul. Am să-i rog pe fiecare dintre cei invitați aici să ne spună câteva cuvinte și începem cu domnul primar. Mulțumesc, doamna Punat. Nu facem astăzi decât să ne preocupăm de normalitate. Toată lumea vorbește de verde, de albastru, de proiecte pe verde, pe albastru. Dar cel mai important este că ne dorim să implicăm tineri și să vă implicăm pe voi în astfel de proiecte. Pentru că viitorul va aparține, voi sunteți viitorul nostru, iar prin voi noi mergem mai departe. Implicați-vă ca să putem să facem aceste perdere forestiere, să protejăm mediul, pentru că vă protejați pe voi. Noi încercăm să vă fim alături și să vă învățăm cum trebuie să mergeți mai departe pentru a promova toată zona asta de verde. Împreună cu ONG-ul nostru, cu asociația, nu ne vom opri numai aici, la acest proiect, pentru că avem nevoie de mult mai mult verde. Este un prim pas și eu sper sprijinul vostru, pentru că trebuie să vă determinăm să veniți alături de noi tot timpul, ca să facem un oraș mai frumos. Și putem să-l facem mai frumos numai dacă vă implicați și voi. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Doamna director de agenție. Îmi pare bine că găzduim o promovare a acestui proiect. Sperăm să reușim să conștientizăm campaniile de colectare selectivă a deșeurilor și care este o mare problemă și să reușim să înființăm la nivelul județului mai multe perdele forestiere. Sper să avem succes cu acest proiect. Cu siguranță vom avea succes cu acest proiect. Am identificat zonele în care să intervenim
și cu siguranță va fi bine primit. Nu ne oprim aici pentru că avem nevoie de cât mai mult verde. Am diferite discuții cu domnul Costi și o să încercăm să le așezăm ca pe anul viitor să avem mult mai multe acțiuni. Da, pentru că suntem de prioritățile cu cele mai puține. Verde, forestier și trebuie să... Asociația pentru Dezvoltare Durabilă a plantat de-a lungul anilor prin proiecte finanțate de tineret, prin proiecte finanțate de administrația Fondului de Mediu. Eu pot să spun că 27 de hectare, că le știu așa zonele pe care le-am plantat, sunt plantate de asociații, împreună cu cei de la... În 2012, domnul primar aduna deșeuri pe stradă alături de mine, domnul Groapă, același lucru, cred că erați director la Mediu, nu? Dar oricum am făcut aceste lucruri și eu mă bucur că domnul primar și în calitatea pe care o are acum nu se dezminte și o să ne ajute în continuare și la plantat și la... Cu siguranță trebuie să amintim pentru că am și calitatea de vicepreședinte a asociației și sunt membru fondator din 2006. Sigur, da. Deci am pornit împreună și... Da. Domnul director de la DGTS. Mă bucur că am putut să le luăm în acest an, după o perioadă un pic mai grea, și în aceste evenimente frumoase. Pentru mine, doamna Puran este mai mult decât un colaborator. Am desfășurat cu ajutorul de proiecte foarte frumoase, cum s-a mărturisit aici, cu mare impact. Sperăm, de fapt, suntem siguri că și acesta va fi de un real succes. Mulțumesc partenerilor implicați în acest proiect că reușim să facem lucruri care vor avea impact în viitor și să sperăm că vom avea parte de o perioadă mai calmă, mai liniștită, să ne ducem la bun sfârșit toate aceste lucruri. Vă mulțumesc și să reușim să derulăm în bune condiții acest proiect. Și eu vă mulțumesc că trebuia să venim. Colega mea de la Liceu Bănulescu este mentorul tinerilor, deci este cel care va organiza tinerii să facă activitățile de conștientizare. Mesajele care vrem să ajungă la public, prin acest proiect, în afară de plantat, vom sprijini două grădinițe cu plantuțe, deci pornim de la grădiniță să învățăm pe copii să iubească mediul și să iubească natura. Iar cu doamna profesor de la Colegiul Bănulescu și împreună cu voluntarii noștri o să facem o campanie de conștientizare în mediul la case. Deci vreau să spun mediul rural, dar în municipiul Călăraș, în zona de case. O rog să spune și dumneavoastră câteva. Mulțumesc din suflet că m-ați implicat în această activitate. Eu doar am lăsat o idee și doamna a pus pe hârtie, deci munca ei se datorează dumneai ei și îi mulțumesc că, de asemenea, vă mulțumim dumneavoastră că ați acceptat să ne fiți parteneri. Este așa un vot de încredere pe care ne-l dați. E o modalitate, dacă vreți, prin care votul de la ales se întoarce către cetățeni. Și ce ne-am propus noi să facem? Ne-am propus două lucruri. În primul rând să dezvoltăm la copii o atitudine responsabilă față de mediu prin această colectare diferențiată pe care am văzut că autoritățile o promovează prin firma de salubrizare care face și reclamă, distribuie și saci menajeri speciali destinați colectării diferențiate, însă am observat că oamenii adulți în general sunt reticenți la asta. Și am zis, domnule, cel mai bine este să educăm copiii, să fie responsabili și în felul acesta se va forma o generație de copii care va avea o atitudine responsabilă față de mediu. Pe de altă parte, acțiunea de plantare, cea de-a doua formă de acțiune pe care noi vrem să o dezvoltăm, de plantare, este cea prin care ne propunem un mediu mai curat, pentru că n-am ales noi să locuim într-un oraș în care se dezvoltă predominant industria, nu avem munte și mare să ne dezvoltăm altfel și atunci dacă, părinții noștri ne-au crescut cu o pâine de la combinatul siderurgic, noi astăzi trebuie să redăm, să reparăm un pic din efectele negative pe care industria le are asupra naturii și vrem asta să facem prin ei, educându-i. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Dacă mai vrea cineva să spună ceva.
Domnul Rato? Eu aș vrea să închei, dacă o expresie pe care am preluat-o dintr-un proiect de articii mele, care avea ca temă protecția mediului, și anume, cine stă la umbra unui copac astăzi, o face pentru că a plantat unul cu mult timp în urmă. Proiectul nostru Promovăm, Plantăm, Salvăm se adresează în primul rând segmentului de tineret. Autoritățile ar trebui să comunice în permanență cu tinerii pentru ca aceștia să implice în viața civică a comunității, pentru a participa la luarea deciziilor care, în domeniile de interes care îi privesc, și pentru a fi activi în permanență și pentru a participa la astfel de acțiuni pe care noi le promovăm. Dacă, doamna Puran, aș vrea să spun și câțiva indicatori pe care dorim să-i atingem prin acest proiect. Ne propunem să implicăm 150 de voluntari, copii de grădinițe, elevi de liceu, voluntari din comunitate, ONG-uri locale. În cadrul proiectului, 100 de gospodării locale vor primi saci specific pentru colectarea selectivă. Două grădinițe vor fi amenajate peisagistic cu flori și gazon. Vom avea tot în cadrul proiectului distribuirea 10 pubele pentru stimularea celor mai implicați cetățeni în colectarea selectivă și vom planta 1500 de puieți pe 3 hectare de teren, așa cum a spus și domnul primar, în două parcuri din municipiul Călăraș. Cam ăștia ar fi indicatorii pe care ne dorim mai atinge în cadrul acestui proiect. Eu ce să zic, vă mulțumesc mult, vă mulțumesc vouă celor care faceți acum parte din asociație și văd că doriți să facem lucruri. Eu sunt un pic mai în vârstă, dar sigur voi fi personaj activ în această activitate. Cu domnul primar, în calitate de vicepreședinte de data asta al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă, am colaborat atâția ani și sunt convinsă că vom face lucruri bune. Vă mulțumesc pentru participare. Cam asta a fost activitatea de promovare a proiectului. Dacă vreți să ne adresați întrebări sau copiii sunt interesați de ceva, vă rog să o faceți. Am o întrebare pentru doamna director de la APM, dacă toți suntem aici și ne vedem atât de rar. Selectarea colectivă este o problemă gravă la nivel de județ. Aș vrea, dacă puteți să ne spuneți, care este procentul de colectare în momentul de față la nivelul județului și care sunt cele mai deficitare localități? Există un serviciu la Consiliul Județean, AD Management, care se ocupă de, care e responsabil de contractul cu salubrizarea și primăriile. Ei au datele astea legat de, la nivel de județ, municipiu. Bun, atunci localitățile unde aplicați dumneavoastră cele mai multe sancțiuni? Nu aplicăm sancțiuni, Garda de Mediu se ocupă de sancțiuni. Deci nu trebuie acum, gradul de colectare selectivă este la un nivel destul de mic. La nivelul municipiului știm deci, că nu l-a transmis. Păi, cred că e aproximativ la tot județul, cred că nu depășim undeva de 5%. Problema este pe viitor, pentru că trebuie de anul acesta, dacă nu mă înșel, de anul viitor vom intra undeva în zona de selectare, de colectare selectivă, undeva la 60% din ceea ce se depune. Și atunci avem o mare problemă, pentru că va crește prețul gunoiului. Noi așteptăm ca pe viitor să înceapă colectarea selectivă a gunoiului menajer biodegradabil, dar la momentul acesta operatorii spun că nu sunt reglementate, nu există metodologie, trebuie să acele pubele maro care să punem, dar până la urmă cred că dacă nu se va ajunge într-o zonă în care să ajungem să fim mai coercitivi cu populația, în sensul că dacă nu îl selectezi, atunci nu îl ridic, nu putem să ridicăm gradul de colectare.
Cea mai bună colectare selectivă se face tot în zona de case. Problema cea mai mare este la zonele de blocuri. Și aici închidem subiectul pentru că la momentul acesta nimeni n-a venit cu nicio idee, căutăm soluții ca să putem să menținem aceste colectări selective, dar care să nu fie infestate de către tot de populație, ca să putem să le valorificăm și în felul acesta să putem să menținem și un nivel al prețului noi undeva ca să fie accesibil pentru populație. Pentru că pe viitor, așa cum am spus-o de fiecare dată, vom ajunge să creștem prețurile an de an la noi pentru că nu îndeplinim parametrii impuși de comunitatea europeană. V-ați gândit la organizarea unor activități sau acțiuni de colectare unde cetățenii, de exemplu, o dată pe lună să vină să aducă hârtie sau plastic? Sau... Da, am discutat, dar așa cum spunea și doamna director, toate aceste acțiuni trebuie să le facem împreună cu management salubrist, da, împreună cu operatorul care l-avem la momentul acesta, Arebo, și de comun acord trebuie să gândim niște soluții de genul acesta, de conștientizare și nu numai, chiar am mers mai departe să le propun în care să le dăm anumite vouchere de sensibilizare în sensul că le scădem prețul cu 5% cu 10% în funcție de cantitatea de gunoi pe care l-au selectat. Adică trebuie să venim cu niște proiecte în care oamenii să simtă că au ceva și dânși. Degeaba eu mă chinui și le selectez dacă el și operatorul vine și l-aruncă în aceeași mașină. Deci nu mai mult ne-am propus pentru există nu de acum, de foarte mult timp, ca să se gândească foarte bine, există o aparatură, niște ciururi, să le spun așa, în care se poate selecta tot gunoiul menajer, în care, pentru sistem de selecție mecanică, acolo poți să selectezi sticla la sticlă, umedul la umed, plasticul cu turbosuflante care îl ia și îl aruncă. Deci putem să mai recuperăm și acolo, dar să vedem ce investiție, cât costă investiția și să vedem ce decizie poate să ia Eco Management Salubri. Dacă nu facem uz de toate aceste utilaje, nu vom ajunge să creștem gradul de colectare. Sper să ne ajute acest biodegradabil care putem să-l dăm deoparte și să meargă mai departe și să scădem aceste cifre și să ridicăm gradul de colectare.